Noi am întemeiat familia. În familie, fundamentul de bază al societății, care este și celula vie a sănătății umane de viitor, pentru că familia crește în sânul ei și fructifică copilul sănătos și omul de mâine, cresc odată cu faptele bune și spinii. Adică, copilul, pe lângă educația părintelui, fie îngrijită sau neîngrijită, imediat se izbește de lucruri negative pe care părinții, din neștiința lor, le cultivă copiilor lor. Adică, un copil crește în familie și pe lângă mâncarea și învățătura bună pe care o primește și haina și straiul și grija părintească, îl mai vede pe tatăl beat, o mai vede pe mama batjocorind, îl mai vede pe tatăl fumând, mai vede un televizor cu filme pornografice, mai vede o casetă video pornografică, mai vede o discotecă, mai vede o bătaie între părinți, mai vede o ceartă și o neînțelegere, o batjocură, mai vede o părtinire că l-a certat mama și l-a apără tata sau invers, și spune că aceste ciulini, aceste spine cresc odată cu sămânța. Dar care e sămânța? Sămânța este aceea că totuși și mama și tata își doresc să aibă un copilaș bun. Care părinte își dorește să aibă copii răi? Care părinte își dorește să aibă copii neîmpliniți? Nu există. Și cel mai rău părinte își dorește copilul lui bun să fie. Dar folos, că pe lângă ceea ce îl învață, uite, fă așa sau fă așa, fă așa, nu curăță din familie ogorul spinos al faptelor rele pe care copilul le prinde de 10 ori mai repede decât faptele bune. Ca să facă un tatăl nostru seara când se culcă, trebuie să-l plesnești, dar ca să apese pe buton la televizor nici nu trebuie să-i ai tu grijă că el e în fața televizorului, ca să învețe crezul pe de rost sau tatăl nostru când va fi de să știe să-l spună în biserică, e greu. Dar ca să învețe un banc cu prostii sau o glumă spusă la masă sau un loc de rugăciune, clicoteală și râs și vorbe deșarte, mai ușor le prinde și le învață. Ei, aceste semințe crescând odată cu spinii, ele se înnăbușesc. De ce se înnăbușesc? Dumneavoastră spuneți lucrul acesta. Părinte zice, până în clasa a 10-a l-am mai stăpânit cum l-am mai stăpânit, dar acum n-am ce să-i mai fac. Acum zice, dacă îi spun ceva, îmi spune, hai, termin-o cu aiurelele tale și cu mentalitățile tale învechite. Ai văzut cum spinul a făcut plăpândă planta și n-a mai dat nicio roadă? Ai văzut că rămânând prea dese, buruienile au înnebunit sămânța aceea și a ieșit o plantă galbenă și pricăjită și în loc să rodească, să înflorească, ea să pâlpâie abia din frunze. Și lucrul acesta se vădește. Zice, părinte, nu-i omr, e bun, zice. Dar bea, înjură, trăiește necununat, fumează, nu mă înțeleg cu el, nu merge la biserică, dar așa nu-i om rău. Nu-i om rău. E un ogor plin de spini. Nu-i un om rău. Ci o tarla nebunită, sălbăticită. Nu-i un om rău, e un stufăriș de la marginea unei bălți. Nu-i om rău, e un huceag unde intră cele mai nenorocite fiare sălbatice. Șarpele, otrăvitor sau un animal răpitor. Asta este omul necivilizat, omul needucat, nu needucat social. Educat social, toți respectăm o lege și o constituție. Dar sufletește în codul manierelor elegante, omul trebuie să aibă o lucrare de finețe sufletească. Omul este dator nu să facă rău sau să-l evite, ci este dator, evitând răul, de fapt să se angajeze în fapta bună. Și de ce vreau să spun că omul trebuie să se angajeze în fapta bună? Ca această plantă ce stă între acești spini, că toți avem spini, nu sunt oameni fără spini, vă spun eu să știți lucrul acesta, au fost aceiași, vi-i spun îndată câți, cum și unde. Deci pe lângă faptele noastre rele, pe lângă slăbiciunile pe care le spovedim, pe lângă patimile cu care ne luptăm, să ne străduim să adăugăm roada faptelor bune. Ați văzut, sameni la țară, grădină, zarzavaturi, dar printre zarzavaturi cresc și buruiene. Rămânând plivite odată de 2, de 3, de 10 ori, zarzavatul o ia înainte, buruiana rămâne la urmă. Vine toamna, dă și buruiana, dă și zarzavatul, dar zarzavatul, crescut suficient, nu mai este înădușit de buruiana de jos. Ei, în această depășire trebuie să se angajeze omul. Lucrarea faptelor lui bune și cantitatea de fapte bune raportată la cantitatea de timp să fie mai mare,
Pentru că patima curviei te luptă până la moarte, că ești din sânge și din carne. Patima iubirii de argint, sigur că te chinuie până la moarte. Orice om își dorește să aibă bani și tot ce-i trebuie. Patima lăcomiei, orice om e tentat să mănânce o mâncare bună și ar fi nefiresc și ar fi aberant să spunem că, domnule, nu mânca că e păcat. Nu-i păcat să mănânci, e păcat să n-ai măsură, nu-i păcat să ai bani, e păcat să îi aduni aiurea, nu-i păcat să fii bogat, e păcat să fii nebun de bogat. Deci, adică ce înseamnă? Să nu știi ce înseamnă bogăția. Deci, același lucru trebuie urmărit în Evanghelia de astăzi. Au înnăbușit-o. Și sigur că au înnăbușit-o. Biserica este plină de oameni simpli. Biserica este plină de oameni necăjiți. Biserica este plină de oameni curați și modești. Deci, neavând cele materiale cu care să se încurce și să-și piardă vremea, ei au timp duminica de biserică. Dar ori contabilul, ori directorul de fabrică, ori patronul, mai are el timp duminica să meargă în biserică? Niciodată! De-abia duminica se vinde mai bine. Pentru că duminica se slujește mai ușor la doi domni. Adică ce se întâmplă? Pe Dumnezeu mai ușor îl neglijăm și făcând o balanță, îi vedea că în totalitatea bisericilor sunt mai puțini oameni decât în totalitatea restaurantelor sau a străzilor bătute duminica la întâmplare. Deci, iată, acest raport arată că starea sufletească este înnăbușită de spini. Și sigur că este înnăbușită de spini. Când îl vezi pe om duminica în târg vânzând produse, trebuie să te gândești că dacă un trăsne din cer l-ar lovi în frunte, ar mai avea parte de acele produse? Dar dacă o gheață mistuitoare a stricat totul, mai avea parte de ele să le ducă în târg duminica? Nu avea. Sau animalul lui murea, sau marfa lui se strica și n-avea parte de ea. Dar omul nu ține cont de mila lui Dumnezeu. Nu ține cont că Dumnezeu a ferit de secetă, a ferit de necaz, de război, de foame, de alte scârbe. Și crede că brațele lui l-au hrănit și l-au ținut și brațele lui l-au asigurat pentru ziua de mâine. Cine a crede acest lucru de mult s-a înnăbușit bine. Merge mai departe. Și alta a crescut în pământul cel bun. Ce și crescând a făcut rod însutit. Ce este pământul cel bun? Pământul cel bun este totalitatea credincioșilor care se spovedesc, care se împărtășesc, care se roagă, care se închină și iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, fără prejudicii în suflet sau fără pretenții în suflet. Adică, deci nu mă rog lui Dumnezeu de frică că mă pedepsește, nu mă rog lui Dumnezeu de frică că mă duc în iad, nu mă rog lui Dumnezeu de frică că nu știu ce o să mi se întâmple. Nu! Mă rog fiindcă m-a creat, mă rog fiindcă m-a făcut sănătos sau capabil sau intelect sau cum m-a făcut, sau mă rog lui Dumnezeu pentru că-L iubesc. Ei, n-am ajuns noi la măsura aceea, ne rugăm Dumnezeu pentru că-L iubim. Dar măcar suntem la măsura aceea la care spunea Vameșul, milostiv fii mie păcătosul. Adică, greșim, dar avem șansă de îndreptare. Greșim, dar avem șansă să ne recunoaștem păcatul. Și orice pământ devine bun, orice pământ devine bun în clipa când e lucrat. Ați văzut, te duci pe un teren rău și îl ai. Anul ăsta degeră, la anul e mai slabă producția. Îi mai dai ceva și la și mai bună, la fel și sufletul. Anul ăsta învăț cele 10 porunci și Tatăl nostru, la anul mai citesc o pagină de Viețile Sfinților, la celălalt an mai citesc o pagină din Scriptură și ia ca așa, nu fanatic, nu habotnic, nu haotic, mă trezesc pe mine credincios. Adică credința nu se înghite. Ați înțeles? Nu este un hap pe care l-ai luat cu gura și gata, ești credincios. Nu e o stare de la care omul nu mai cade. Este om credincios care se roagă și postește și este bun în societate și un model amplu și poate că a înjurat odată fără să vrea. Poate că a izbit cuiva o palmă sau s-a enervat sau s-a supărat sau și-a ieșit din fire. Asta nu înseamnă că el e necredincios, ci înseamnă că aia este o ispită. Înseamnă că acel om a fost luptat de sarsailă care caută să-l corupă din calea lui. Dacă sămânța cădea lângă drum, el făcea permanent așa, dar și-a revenit imediat și și-a intrat în normal. Deci asta este credința. Credința are
Credința are extreme de stânga și extreme de dreapta. Adică, atunci când exagerezi în rău, se vede că nu ești pe calea de mijloc, iar când exagerezi în bine, se vede că sari calea de mijloc. Se spune în popor, zice, a sărit calul. Ei, așa este și aici, a luat-o razna. Deci nu ți se cere să fii nebun. Nebunii pentru Hristos au fost acei oameni insuflați de Duhul Sfânt, cărora li s-a descoperit să se facă nebuni pentru Hristos. Nouă ni se cere să fim iubitori de Hristos. Ori iubirea lui Hristos astăzi, în secolul 20, și spuneam cuiva lucrul ăsta și m-a contrazis, mi se pare, i-am spus, sunt ferm convins că dacă ar trăi astăzi sfinții cei de altă dată, ei s-ar raporta la lumea de azi. Sunt sigur că ar dormi și un sfânt pe pat de scândură, sau ar dormi cu o plapumă pe el, sau ar dormi cu o pătură pe pat. Sunt sigur de lucrul ăsta. Sunt sigur că și un sfânt ar mânca salată biof sau o prăjitură. Deși pe vremea aceea se trăia cu pesmeți, sau se trăia cu apă, sau cu fructe uscate. Dar asta nu îi știrbește din sfințenie. Noi mâncăm ca să... Noi nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Deci, nu mă desparte de Dumnezeu nimic din ceea ce Dumnezeu a lăsat pe pământ. Și apoi n-a spus Dumnezeu, cercetează și află. I-a spus lui Toma, vino și pune mâna, pipăie, vezi, cunoaște. La fel este și cu lumea de astăzi. S-a dat posibilitatea lumii de astăzi să trăiască comod, să trăiască bine, să trăiască frumos. Din ce motiv? Din motivul de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Dacă s-a pus o mașină, s-a pus să poți să ajungi la biserică repede. Dacă s-a pus un telefon, s-a pus să poți să vorbești cu vecinul tău și nu pierzi 3 zile pe drum, sau să cheltui niște bani cu care poți face o milostenie. Dacă s-a pus o haină de blană mai la modă, s-a pus ca să nu mai îmbli cu acea piele de oaie plină de păduc sau plină de sânge, cum se tăia și se îmbrăca omul pe vremea canibalilor, sau în alte vremuri vechi. Deci știința n-a făcut progres ca să-l bage pe om în iad, ci știința a făcut progres să-l urce pe om spre Dumnezeu. Dar este interesant un lucru. Ceea ce se raportează fără înțeles, exact ca o lege a lui Arhimede, cu cât știința înalță în sus, sufletul coboară în jos. De ce? Pentru că omul și-a uitat parametrii sufletești. Ce a făcut? A făcut totul pentru trup și n-a făcut nimic pentru suflet. Aici este problema legată de acea sămânță care a început să cadă în spin și s-a uscat de tot. Aici este acea sămânță care a venit drace și a înghițit-o. Ți-a dat calculator să-ți faci temele pe el sau altceva, nu să stai să-ți pierzi vremea cu dânsul. Ți-a dat mașină, nu să stai să o repari toată ziua și să o speli. Sau nu ți-a dat mașină ca să te plimbi cu ea, să spunem, mergi tu în Japonia ca ai de drag de te plimbat. Sau duminica, în loc să mergi la biserică, mergi la pădure și la ciuperci. Sau câte alte invenții omenești. Ci ți-a dat-o să fie un mijloc mai comod de a-L înțelege și a-L iubi pe Dumnezeu. Când ți-a dat haina frumoasă, când ți-a dat mintea înțeleaptă, când ți-a dat casa frumoasă, ți-a dat-o să te vesești, să tinzi spre puterea de împărăție. Și nu spun Sfinții Părinți, nu spune Dumnezeu cu Isaac Siru atât de frumos, zice, precum este casa grijită, așa să fie și sufletul tău. Precum este trupul grijit, așa să fie și sufletul tău. Precum este trupul hrănit, așa să fie și sufletul tău. Deci cât de frumos, Filocalia 10. Și iarăși spune Isaac Siru, mi-a spus cineva orbă de dimineață și n-am avut replica pentru moment. Zice, ce rost are să-ți pierzi vremea stând la mănăstire, zice. N-ai război, n-ai luptă, n-ai nimic. E cea mai mare victorie să te învingi pe tine însuși și să-i câștigi pe ceilalți toți de la sine. De ce? Devenind tu cunoscător de sine, ceilalți vin și te cunosc ei pe tine fără să-ți bați tu capul. Adică, sfinții nu și-au pus reclame. Sfinții au fost găsiți după harul Duhului Sfânt. Credeți că avea Sfântul Antonie indicatoare și drumul de asfalt în pustia Egiptului? Sau avea Arhondaric? Doamne ferește! Sau credeți că Sfântul Pahome se îndeletnicea cu rondele de flori și cu,
și cu birbrizuri din praf de piatră, Doamne ferește! A zidit și el odată o biserică și văzând că au ieșit frumoase și lăudau cei care au făcut-o, a pus niște funii și a tras stâlpii jos, s-a năruit, zice. Așa-i trebuie monahului. Dar nu se raportează viața însutită la viața înzecită. Celui care i s-a dat să rodească 30, să facă 30 de roade, cum spune acolo, și spune clar și arată, zice Sfântul Vasile cel Mare, celui cu căsătoria, ale lui cu căsătoria, celui cu călugăria, ale lui cu călugăria, și celui cu pusnicia, ale lui cu pusnicia. Deci nu vii tu din viața de societate să-mi faci mie pusnicie și nu vin eu din călugărie să-ți fac ție viața de societate, ci ne completăm reciproc, ne echivalăm într-un drept comun, adică mântuire, drept de iubire a lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu, dar fiecare linia lui. Toate liniile duc la București, unele prin aer, altele pe apă, altele pe uscat. Ei, la fel este și cu împărăția lui Dumnezeu. Toate duc la Dumnezeu. Pentru unul rămâne valabil postul, pentru unul rămâne valabilă milostenia, pentru unul rămâne valabilă smerenia, pentru unul rămâne valabilă bunătatea, pentru unul rămâne valabilă înțelepciunea, pentru unul rămâne valabilă munca, pentru unul rămâne valabilă pusnicia sau osteniala sau isihia. Dar nu sunt măsuri egale pentru fiecare. Nu sunt măsuri din care dacă eu n-am gustat, mor. Sau tu dacă n-ai gustat, nu te mântuiești. Sunt aberații. Sunt ieșiri din limita ortodoxiei. Sunt ieșiri din limita firescului. Dacă vrei să te mântuiești după legile fixe și grele sau aspre a lui Dumnezeu, leapă-te de sine și urmează Lui. Și atunci stai la mănăstire. Dacă vrei să te mântuiești în viața de familie, respectă viața de familie. Deci aia vine Dumnezeu să spună când spune că sămânța a căzut în pământ bun și a făcut treabă bună. Deci dacă a căzut în pământ bun, du-ți până la capăt problema. Mai întâlnesc cazuri când vin și îmi spun, vai, părinte, cât e frumos la mănăstire, zice, toate le-aș lăsa și ați veni. Mă rog, nu le mai lasă, ca să-ți pară rău după ele. Lasă, stai acolo unde ești. Ție pare că e grozav la mănăstire pentru că vezi că se cântă și se citește, dar vine să vezi tu în timpul liber ce se face. Crezi că ce aici te ține la icoană? Aici e mai greu ca în lume. De ce e mai greu ca în lume? Grijești și de tine, grijești și de alții. Ori în lume grijești numai de tine. Și așa că, deci este egală lupta. N-ai copii, dar ai fii duhovnice. N-ai șomaj, dar lucrezi mai mult peste program. N-ai mâncare bună, dar în schimb nu tragi, nu faci navete, nu alergi pe tramvai, nu sari pe autobuz, nu te dai dintr-o mașină în cealaltă. Deci ce se întâmplă? Fiecare avantaj cu dezavantajul său. Zice, da, dar voi vă rugați la miezul nopții. Poate că dormim la miezul nopții. De unde știi tu că ne rugăm? Sau dacă ne rugăm, să nu uiți că tu faci schimbul doi în tură. Și făcând schimbul doi în tură, ce faci? Găsesc eu pâine în oraș, găsesc lumină electrică, găsesc ciment, găsesc o cărămidă, găsesc un papuc. De cine-i făcut? De tine. Și de ce-i făcut? Ca să meargă în lanț, întregul lanț al societății. De aceea fiecare cu sămânța lui în dreptul lui și în pământul lui.